Fie și în aceste momente și în viața noastră și în adunare, numele Domnului binecuvântat. Haideți să privim din nou în Scripturi, la perioada post-exilică, lecția a șaptea, oameni iubitori de adevăr și neprihănire. Cum știți, legea lui Dumnezeu este numită pe bună dreptate legea adevărului. Dumnezeu întotdeauna are un adevăr curat, sfânt și niciodată, cum este de altfel scris în textul biblic, El n-a putut și nu poate minți. Dumnezeu este neschimbător. În El nu există schimbare, nici umbră de mutare, scria Iacov în epistola sa. Și Dumnezeu dorește ca toți cei ce vor să se apropie de El să înțeleagă această realitate și să se apropie în sinceritate, în adevăr, în neprihănire. Iată ce scria Ioan în 1-a sa epistolă, capitolul 1. Versetul 5, în continuare. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Asta înseamnă nu este păcat, nu există minciună. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, adică avem ceva de ascuns, trăim o faptă rea, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Din aceste versete rezultă că Dumnezeu este sfânt și că vrea să ne sfințească și pe noi pentru ca apoi să rămânem sfinți. Numai în aceste condiții putem să avem de-a face cu El, să rămânem în părtășie cu El. Exact același adevăr este prezentat de Zaharia, profetul post-exilic, citim din cartea sa, capitolul 8, versetele 16 și 17. Pentru că adesea oamenii cred că Dumnezeu este mulțumit cu o anumită formă de religiozitate. Adică pe Dumnezeu cred că l-ar împlini un anume ritual. Dumnezeu acceptă ritualurile doar în vederea formării noastre, dar scopul lui este să realizezi din noi oameni ai adevărului, al neprihănirii, a sfințirii. Zaharia 8, versetele 16 și 17. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună apropiului său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva apropiului său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul. În principiu, foarte bine conturat în enunț și pe care trebuiau evreii să și-l însușească. Vom vedea în lecția următoare că în vremea aceea au fost mulți oameni ai compromisului, ceea ce Dumnezeu nu acceptă sub nicio formă. Se spune încă din antichitate că minciuna umblă îmbrăcată în haine de adevăr, iar adevărul umblă golgoluț. Dar dacă este vorba de un adevăr pur, acesta se află înaintea lui Dumnezeu. Să ținem cont că nu doar în timpul primilor ucenici, în perioada post-exilică, mă refer la texte pe care le-am citit, raportat la perioada istorică în care s-au scris, ci și acum, în vremea sfârșitului, acest test va fi dat de fiecare dintre noi. De aceea citim din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, dacă vom fi oameni ai adevărului, avem toate șansele să ajungem la acest Dumnezeu care îl prețuiește. Dacă nu, chiar Dumnezeu, spune textul acesta, va face să fim înșelați, pentru că n-am iubit adevărul și aceste valori sfinte supreme. 2 Tesaloniceni 2, citim de la versetul 9. Arătarea lui, adică a omului fără de legii,
se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase. Pentru că are și minciuna puterea ei. Și cu toate amăgirile nelegiuirii. Pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Adică nu le-a fost drag adevărul pur ca să fie mântuiți din această pricină. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci cine nu iubește adevărul, va fi silit, în ghilimele spus, de Dumnezeu să creadă o minciună. Adică va fi determinat, Dumnezeu îl va îngădui. Și rea apostolului ideea aceasta în versetul 12, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelejuire, să fie osândiți. Este o probă eliminatorie. Haideți așadar să ne cercetăm. Suntem oameni iubitori de adevăr și de neprihănire? Domnul Hristos spunea în predica de pe munte că sunt fericiți cei ce sunt flămânzi și însetați după neprihănire. S-ar putea să nu atingem un stadiu pe care ni-l dorim, un standard divin la care țintim, dar vom fi tot timpul cu pasiunea aceasta pentru adevăr și cu tristețea ori de câte ori n-am reușit să trăim la acest standard dumnezeiesc. Să observăm câteva exemple din perioada aceea, chiar dacă sunt oameni despre care am mai vorbit, îi vom privi în această seară sub această față a lor, față reală, relația lor cu adevărul, cu neprihănirea legii lui Dumnezeu. Să observăm mai întâi conducătorii religioși din vremea aceea care s-au implicat în afirmarea legii lui Dumnezeu, s-au implicat în restaurarea adevărurilor sfinte, într-o restaurare a închinării adevărate. V-ați gândit, oare cum trăiau evreii care erau împrăștiați în Imperiu? Pentru că nu era nimeni care să-i adune și să le citească din legile sfinte. Nu aveau adunări peste tot. Chiar dacă din perioada babiloniană s-a constituit sinagoga. Dar acum veniți la Ierusalim, în mod special conducătorii lor, Zorobabel și Iosua, și-au luat sarcina să înființeze, sau mai exact spus, să reînființeze identitatea spirituală și statutul de popor teocratic al evreilor. Să citim despre bărbații aceștia în cartea Zaharia, capitolul 3, pentru a vedea ceea ce le cerea Dumnezeu și ceea ce cere Dumnezeu fiecărui conducător, dar și fiecărei familii, cum aminteam în lecția anterioară, Zaharia 3, versetele 6 și 7. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Adică totul depindea de angajamentul lui de a respecta adevărul revelației. Tot aici citim în capitolul 4, de la versetul 6, atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, e vorba de îngerul care îi făcea descoperirile lui Zaharia, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigăților de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lor vor isprăvi și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Adică Dumnezeu se angaja să-i sprijinească în toată această lucrare cu respectarea condițiilor cerute de legea sa. Este ușor de observat că atunci când Dumnezeu a îngăduit evreilor să se întoarcă în țară, prima lui dorință, prima necesitate a poporului a fost realipirea de scripturi.
De aceea Dumnezeu a îngăduit să fie condus de Zorobabel în plan administrativ și să aibă o mare putere și efect în țară marele preot, cel care răspundea de dimensiunea spirituală a lucrării. Tot atunci Dumnezeu a rânduit profeți de seamă, căror cărți, știți, le avem în Sfânta Scriptură. Tot în vederea alipirii poporului de Dumnezeu, curățirii gândirii lor care fusese afectată în parte de locurile pe unde fuseseră împrăștiați, unde locuiseră în ultimele decenii. Despre profeți citim tot în Cartea Zaharia, capitolul 7, de la versetul 8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Și face în continuare legătură cu generațiile anterioare care și-au făcut, zice în versetul 12, inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor. Citim tot despre profeții și mesajele lor în cartea Maleahi, capitolul 1, de la versetul 1, prorocia. Ce înseamnă prorocia? Cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. Și urmează o serie de întrebări pe care Dumnezeu le adresează poporului, pentru că poporul avea întrebările lor, întrebările lui, și s-a iscat, am putea spune, un dialog conflictual prin acest profet între Dumnezeu și popor. Dumnezeu îi învinuia de lipsa lor de trăire în adevăr. Făcea observații asupra vinovăției lor și nu vreau să accepte. Ce înțelegem de aici? Că nu erau oameni adevărului. Dumnezeu mai degrabă acceptă un păcătos care e sincer decât un om care trăiește într-o relativă neprihănire, dar nu vrea să-și recunoască, chiar dacă este mica parte de vinovăție. Să ne amintim de pilda cu vameșul și fariseul. Să ne amintim de discuția Domnului cu fariseul Simon atunci când a venit femeia păcătoasă din cetate. Ambii farisei erau într-o stare de împrienire superioară acelui vameș sau respectiv acelei femei imorale, dar ei nu iubeau adevărul. Adică nu erau interesați cu sinceritate să vadă ce își dorește Dumnezeu în profunzime, să vadă dacă au atins stadiul care Dumnezeu și-l dorește sau se mulțumesc cu felul lor de gândire. De aceea spunea Domnul Hristos și scrie în Matei 5, căci dacă neprihănirea voastră nu va întrece în neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra. Și asta înseamnă, printre altele, dacă nu veți dori adevărul cu sinceritate așa cum Dumnezeu îl afirmă, o faceți degeaba. Dumnezeu nu este mulțumit de religiozitate, adică de o formă de închinare. Dumnezeu i-a chemat pe acești evrei nu doar să reconstruiască templul și să-și continue viața pe care au avut-o și înaintașii lor, trăind în nedreptate, în nelegiuire, dar aparent mulțumindu-L pe Dumnezeu cu niște jertfe. Așa ceva El nu a acceptat și nu acceptă. Citim tot aici în Maleahi, în capitolul 3, versetul 5, unde prin acest profet și prin ceilalți doi, de asemenea, este demascată vinovăția lor, ipocrizia în care trăiau, minciunile pe care le acceptau, nesinceritatea lor. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Deci, erau oameni care ar fi trebuit să învețe legea adevărului, dar nu erau gata să o facă. Citim, dacă tot suntem în cartea Maleahi, la capitolul 2 și vom vedea că și preoții
comiteau greșeala aceasta când de fapt Dumnezeu vroia ca adevărul să îi reprezinte. Citim de aici versetul 6, Maleahi 2 cu 6. Vorbind despre Levi, despre preoți, legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la râu. Aceștia s-au remarcat în prima generație, mă refer la Zorobabel, Iosua, Hagai, Zaharia, Maleahi, cum știți, este câteva decenii mai târziu, perioada în care se remarcă și Ezra în dragostea lui pentru adevăr. Să citim din cartea sa, Ezra, capitolul 7, versetul 10. După părerea cercetătorilor Bibliei, Ezra este cel ce a scris Psalmul 119. Alții cred că David, dar oricum felul în care este prezentat Ezra în această carte ne permite să credem că omul acesta a iubit adevărul. Ezra, capitolul 7, versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Și lângă acest verset, haideți să citim câteva versete din Psalmul 119 pentru a vedea ce înseamnă să iubești adevărul, să-ți placă modul în care Dumnezeu gândește, legile sale care sunt toate adevăr, neprihănire. Psalmul 119, versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Adică modul în care Dumnezeu gândește, trăiește și cere ființelor create să se comporte. Adevăr pur. Și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Întoarcem paginile la acest psalm, dar citind de la versetul 7, 119 cu 7. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Deci neprihănirea se află într-o relație directă, indisolubilă cu adevărul, cu dreptatea. Acesta este Dumnezeu, acestea sunt legile sale. Întoarcem pagina tot aici în acest psalm și din multitudinea de versete mai citim vers 30. Aleg calea adevărului. Pun legile tale sub ochii mei. Mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Să ne ajute Domnul și pe noi. Cât de mult ținea Ezra legile lui Dumnezeu, ca să luăm un singur exemplu, s-a dovedit în cazul alungării femeilor străine. Când a auzit de vinovăția poporului referitor la încuscrirea cu popoarele din jur, a căzut la pământ de durere, a fost sfâșiat și a condus activitatea de judecată a poporului vinovat și de îndepărtarea femeilor străine, ceea ce n-a fost deloc ușor. Să ne imaginăm că acei bărbați au luat nevestele că le-au iubit. Aveau copii cu ele. Dar pentru că acei copii nu urmau calea Domnului, acele femei n-au devenit evreice în gândire. În dragostea lui pentru adevăr, Ezra a acceptat, nu din răutate, nu din forță, numai din dragoste pentru adevăr. Acel jurământ, acea hotărâre să fie alungate acele femei. El a fost mai întâi sever cu sine însuși, cu cei ce slujeau, dar a fost gata să se lupte pentru implementarea acestor adevăruri până la ultimul om din popor. Contemporanul său, Nemia, se evidențiază și el
în aceeași dorință pentru adevăr, pentru neprihănire, într-o vreme în care oamenii trăiau în compromisuri, al alții erau răi pe față. Să citim și despre Nemia, capitolul 5, versetul 19 al cărții sale. Unde el spune în dorința lui pentru adevăr, în durerea lui pentru ceea ce nu era întru totul în țară, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Pentru că amândoi aveau singura și sinceră dorință de a sluji Domnului în adevăr și în neprihănire, de a vedea legile Domnului că se aplică în țară și că poporul prețuiește legea Domnului. Fără oamenii aceștia, fără această sete pentru adevăr și neprihănire, țara, poporul evreu ar fi suferit mult. Să ne gândim ce s-a întâmplat când au ieșit evreii din Egipt. Ce s-ar fi făcut fără un Moise? Ce s-ar fi făcut de-a lungul generațiilor fără oameni ca David, ca Iosea sau alți reformatori? Pentru că observați din istoria creștină, odată ce lucrurile se îndepărtează de la adevăr, este foarte greu să revină la original. Acești bărbați și ceilalți oameni credincioși care le s-au asociat, bărbați și femei, au avut menirea sacră să reafirme adevărurile sfinte și organizarea lor națională, religioasă, să se bazeze pe legea lui Dumnezeu. Accentuez aceste aspecte pentru că trăim într-o vreme în care oamenii se mulțumesc cu niște adevăruri, dacă mai pot fi numite adevăruri, relative, care nu sunt atât de mulți interesați de adevărurile sfinte. Recent discutam cu un slujitor care era mâhnit și spunea: ce să mai poți face într-o adunare unde rând pe rând principiile sfinte se pun la vot și cad în aceeași ordine în care au fost propuse pe ordinea de zi? Adevărul lui Dumnezeu nu pot să fie votate. Pentru ele trebuie să ne luptăm, să le înțelegem întâi și apoi să le trăim cu scumpătate. Tot despre Nemia citim cuvinte care le-am mai anunțat, le-am mai amintit în lecțiile noastre, dar scot în evidență dorința lui Nemia pentru ca adevărurile sfinte, aceste valori eterne să fie afirmate, cunoscute, recunoscute și trăite. Nemia 13, versetul 14. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și atenție și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea. Pentru că sunt oameni care se luptă în lucrarea Domnului. Să fie locașul de închinare, slujbă organizată și diferite activități spirituale, administrative, dar nu țin la adevărul sfânt. Este ceea ce spunea Pavel, că mulți propovăduiesc pe Hristos, dar câți înțeleg că un credincios este pus nu doar să-l proclame adevărul, să-l apere, spune el în Filipeni 1, că a fost însărcinat cu apărarea Evangheliei, cuvântul a păzi, păzește-te, apare frecvent în scrierile sfinte. Pentru că în permanență s-a manifestat o tendință de îndepărtare de la adevăr, o tendință de compromis. Pentru că ăsta e modelul diavolului de a amăgi, să înșele, să cucerească terenul pas cu pas și să lase oamenii în confuzie, să îi amețească, așa cum este scris în Apocalipsa, că toți oamenii au băut din potirul religiei, ceea ce înseamnă au avut un adevăr amestecat cu minciună, o formă de evlavie, care înaintea lui Dumnezeu nu are nicio valoare. Este izbitor să constatăm că în vremea aceea au fost oameni din afara poporului Dumnezeu care au vrut să îndrepte lucrurile în virtutea slujbei pe care o dețineau. Aici îl putem aminti pe Cir, care a văzut ca o nedreptate că vasele de la templu au fost luate de Nebucadnețar și când a ajuns pe tron a dat un decret să fie duse înapoi. A, corect. În cartea Ezra, capitolul 1, citim despre decretul lui în această privință, de la versetul 7.
Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Și apare un inventar al lor în versetele următoare. Împăratul Dariu apare și el ca un iubitor de adevăr totuși. Atunci când primește o scrisoare de reclamație împotriva evreilor care își reconstruiau edificiile, a făcut cercetări și a dat un decret bazat pe adevăr. Iată de ce suntem sfătuiți și noi 1 Timotei capitolul 2 să ne rugăm pentru împărați ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. E foarte important ca legiuitori într-o țară, executivul, să aibă totuși o dorință pentru adevăr, să nu fie într-o tot o politică a minciunii. Și dacă zilele trecute, săptămânile acestea ne-a rugat pentru alegeri, socotesc că este foarte important să ne rugăm pe toată perda mandatului un anumit om, ca să fie totuși o sensibilitate față de adevăr. Pentru că în lumea asta sunt și politicieni care mint cu cea mai mare seninătate și care n-au nicio dorință pentru bine. Mă amintesc că am citit cândva că un ziarist american de la New York Times îi luase un interviu la Nicolae Ceaușescu și a zis: de ce nu sunteți bun? Și se spune că a răspuns: de ce să fiu bun? Deci când oamenii nu-și găsesc motivația și n-au nicio sete pentru bine, pentru adevăr, asta se răsfrânge la nivelul națiunii. Cum scrie în Proverbe, când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște mișei. Răul se propagă cu o viteză chiar mai mare decât binele, pentru că este specific naturii decăzute. Mai târziu, regele Ataserse și dregătorii de dincoace de râu, cum sunt numiți, între ei s-au găsit oameni care au fost corecți. Și dacă s-a dat o lege de la împărat, au vrut să o respecte. Și fiindcă împăratul a văzut că acești evrei sunt sinceri, nu doresc să se răscoale, vor doar să-și poată păstra și respecta religia lor, au dat decrete în favoarea lor. Să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să rânduie conducători în biserici, în cult, oameni cu sinceritate pentru adevăr, luptători. Și de asemenea, la nivelul țării, la nivelul municipalității, la nivelul local, nu este tot una. Cum spuneam, în lecția asta vorbim despre oameni iubitori de adevăr și neprihăniri. În lecția următoare vom vorbi despre oameni ai păcatului, ai compromisului. Oameni care erau fără teamă de Dumnezeu și singurul lor dorință era să trăiască ei bine, să își satisfacă poftele, ambițiile lor. Dar lângă acești conducători, pentru că nu pot ei să facă totul dacă poporul este împotrivă, de la ei pleacă, dar nu la ei trebuie să se oprească, ci în masa de oameni trebuie să se răspândească această idee de a fi corecți, de a spune adevărul, de a dori să fim aproape de Dumnezeu, să înțelegem glasul, să-i cunoaștem voia și să o împlinim. Să citim din Ezra capitolul 10 și să observăm o astfel de dorință în inima unor oameni care s-au simțit vinovați, dar au considerat că este corect să se apropie de Dumnezeu și să-L asculte. Ezra capitolul 10, citim versetele 2 și 3. Atunci Șecania, fiul lui Yehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra, când l-a văzut cât de dezdrobit că nu se respectă cuvântul lui Dumnezeu: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte dintre popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde din această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Adică acceptăm să respectăm, chiar dacă asta ne costă, chiar dacă ne simțim vinovați și vom fi amendați. A hotărât să recunoască, să-și mărturisească păcatul și să dorească mai departe ca să slujească Domnului în adevăr și neprihănire. Citim și din cartea Neemia câteva versete în privința aceasta. Neemia, capitolul 9, versetul 3.
După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi, o altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Ce frumos! Citești în carte să vezi dacă ai respectat și dacă n-ai respectat să-ți mărturisești păcatul. Ce frumos să te angajezi să spui, astăzi mă corectez. Nu mă amânăm în perioada aceasta, ne angajăm să slujim Domnului cu toată inima. Doamne, ajută-ne și nouă! Așadar, dragii mei, încheind această prezentare a câtorva oameni, a situațiilor de atunci, să înțelegem că fără acești oameni, fără această dorință de sfințire, de adevăr, planul lui Dumnezeu n-ar fi putut să continue. Pentru că trebuiau afirmate legile sfinte, oamenii trebuiau să-L cunoască pe Dumnezeu și în continuare să-I slujească. Doamne, ajută-ne și nouă. Amin.